Yo, salutare oameni buni și nebuni! Bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea, la Resistance. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsați pe clopoțel pentru a avea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Mă, cineva e... Aoleu! Asta e cam trist. Cu ce a tras la mâncați aici? Cred că mi-am tras eu singur, ești nebun? Ok, nu mă așteptam la asta. Sper să bubuie. Da, n-am mai jucat de ceva timp jocul ăsta, dar prinde bine, prinde bine. Hai că o să bubuie monstrul ăla în sfârșit. Bine-s, prăjitule. Până aici s-a fost. Acum mai dați-mi și mie ceva. Zic. Ceva viață, viață bună. Am băut un Danone de ăsta și e mult mai simplu. Wow. Ok. Lupta din tunel. Ai, 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 m-a pișcat cineva. Ce tehnologie epică. Stați un pic, băiețași. Băiețași veseli. Practic, vă dați seama, ăștia sunt oameni transformați? Da, nu știu cum au ajuns acolo, dar e cam trist. Ce? Nu, 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 nu. Aici am ajuns prima dată. Da, acolo sigur e ceva, un lift. Nu prea mai știu controlele, că n-am mai intrat de ceva timp în jocul ăsta, da? Nu-i bai, ia uite, e simplu. Mă, pentru un joc de pe consolă și fiind așa vechiuț, arată bine. Bine, îl joc și pe PC. Cum ar trebui jucat fiecare joc. Na, 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 am glumit, am glumit. Nu sunt chiar așa tryhard. Îmi plac și consolele, dacă aș avea o consolă, probabil m-aș juca și pe consolă. Bă, cum naiba mai săream, am și uitat. Deci vă jur că am uitat cum să sar în jocul ăsta. Holy fuck. Schimb arma. O să mă joc puțin. Uite mă, cu X. Și cu V dădeam melee și cu... eu foloseam puterile speciale. În cazul de față am un scut mișto. Shotgun-elul. Oh, și să nu uităm de acest mirobolan sniper. Ia-o pe asta, prietenaș. Vorbesc puțin pe nas pentru că sunt răcit. Și asta e cam trist. Stai, cum naiba mă duci și-a meu? Vai. Ce-a fost asta? Uite, scut. Mișto scutul. Reload. Ăștia sunt mormoloși de aia, mai fraieri. Dar chiar se simte gen... Oh, nu, 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 nu. Pleacă-mi puii mei. Pleacă, mă. Pleacă-mi puii mei de aici. Aoleu. Adio, viață. Fuck. Retragere tactică. Ce să mai... Sentrigana. Ar trebui acolo să ajung. Face urât al naibii. Ia. Mă, ceva s-a întâmplat. Du-te, du-te tare. Ia-l naibii. Posibil să fie activat ceva aici. Da, da, da. Sper să fie cu aimbot. Țeacă. Țeacă, țeacă. Da, clar. Ia niște viață și... Măi, ar trebui să descoper cum mă pun pe cătărâlă. Că vă jur că am uitat. Nu mai știu. Am uitat complet. Asta e iarăși o grenadă epică de la ei. Și... Cu râu, mă, gata, cu râu. Excelent, gata. Ei! Îmi place că fiecare misiune e faină. O bătaie supremă. Vai de capul meu. Stai, dă altceva. Oh, nu, bate-l pe ăla dacă poți. Nope. Nu e chiar așa de bine. Hai, mă, să-i bubuie spatele. Gândiți-vă că a reușit să-l batem la început, dar era o armată întreagă cu noi. Aha, mi-e frică. Gata. Hai, mă, că l-am bubuit. He, he. Excelent. Cred că puteam să-l atrag și într-o capcană. E posibil, gen. Și s-a terminat și misiunea și o să mai jucăm probabil încă una, că, na, a fost scurtă. I was taking Hale to the Intelligence Division at Northern Command for debriefing. I radioed Northern Command on our approach. No response. Oh my God. As we landed, I could already sense the worst. Ne-au atacat centrul de comandă. The whole place was deathly silent. Holy moly. Rip. Ceva se întâmplă aici. Și nu ne așteaptă nimeni cu pâine și sare, văd. Mă, probabil cândva anul ăsta voi continua și cu Resistance 2. Pentru că m-am uitat și da, pot să joc și pe emulator. Ar fi mișto să continuăm povestea. Aici sunt, aici sunt. A, ne-am despărțit. Lasă mai bine, puțin mai horror. Oh my God. Ce? Say what? Cred că e un urât din ăla. Bă, cred că asta e arma mea preferată de la ei. Clar e arma mea preferată de la ei. Totuși, hai să nu exagerăm. Frate, cu PC-ul poți să faci orice, poți să te joci jocuri de pe mobile, poți să te joci jocuri de pe console, poți să, nu știu, să faci tot ce-ți poftește inima. E prea fain. Atât doar ar fi șmecher și oricum merge, dar, na, să faci ce poți să faci de pe console, gen, îți iei un joystick și te pui în pat, lejer. Dar sunt unele șutere care, în general, șuterele nu prea merg competitiv jucate pe consolă, sincer. De ceva mai relaxant, gen un action, adventure, God of War, gen. Altfel, nu prea are haz, sincer. Așa, din păcate n-aud vocile. Aud sunetele din joc, dar nu aud vocile, nu știu de ce. E probabil vreun bug. A, nu, nu, ăștia sunt cei mai enervanți. Deci cineva să încep o serie la Bioshock. N-ar fi rău. N-ar fi o idee rea deloc, să știi. Dar cred că o să mă apuc de Batman, sincer. Am terminat Arkham Asylum acum ceva timp și parcă ar merge. Ce greu se mișcă camera. Camara. Ursul este în cămară. Unde e ursul? Dacă se aude ceva horror, înseamnă că într-adevăr e ceva horror, de obicei. Nope. Oh, vă văd acolo. Stai că e ok, pot să arunc și cu o grenadă. Mai zi, mai zi. Ei, botul ăla face minuni. Mi-a scăzut totuși un pic la viață. Un pic așa. Mi-a dat la joale. Mi-a patinat puțin buricul. O, double kill. Așa. Zile tu, parizer. Zile tu. Acum vreau să schimb, dar nu cu sniperul, vreau să folosesc o armă clasică. Clasic. Full health. Și dacă mai era nevoie de ceva. Îmi place că-ți dă arme, știi? Adică n-ai treabă. Oh, nu, ăla e un pic mai dur. Dar... nu-i bai. Ne descurcăm, bro, ne descurcăm. Ne descurcăm cu orice aici. Păi da, nu. Așa e frumos. Da, n-ar fi rău un sniper aici, dar dacă ei vor să moară așa ușor, nu se supără nimeni pe ei. Unde ești? Intel. Nice. Wow. Chimera Expansion. Uite, au venit și în România. Au venit să ne fure portofelele, domne. Chimerii ăștia. Fără bun simț. Opa, opa. Grijă la bolundul ăla, că nu știe ce face. Piu, piu. Da, sunt interesante armele. Oricum am văzut că v-a plăcut și vouă seria cât de cât până acum. Și da, într-adevăr, e ceva mai special. Nu vezi asta în fiecare zi? Nu în fiecare zi vezi o serie la Resistance pe emulator. Trebuie să fie cineva care caută în momentul de față, știi? Și... na. Gameplay-ul nu e așa rău, adică m-am obișnuit și eu în sfârșit cu controlele după atâta timp. Chiar dacă n-am mai intrat acum în joc, m-am obișnuit cu toate și chiar pot să zic că funcționează aproximativ ca un joc de pe PC. Aproximativ. Mouse-ul, dacă s-ar mișca un pic mai ok, ar fi excelent. N-ar fi rău. Dar în rest e mișto. E fainoșat, mă. Nu ne plângem. Plus că jocul ăsta e un vibe total. E ceva mai rar. Și chiar eram frustrat când eram mic. Vedeam pe YouTube videoclipuri cu el și zic, bă, de ce n-apare pe PC ăsta? Și multe alte jocuri. Dar în următorii 3 ani, zic eu, o să scoată majoritatea titlurilor de pe PS3. De pe PS4 mai puțin. Că oricum, deja se încearcă să se aducă exclusivități de pe PlayStation, pe PC, pentru că Microsoft au fost băiețași acum, frate, și scot de pe Xbox și pe PC. Vai, m-a rupt. M-a fucking rupt. Cred că alea trec prin scut. Ceea ce nu ne-a făcut bine la piele. Nu ne-a făcut bine deloc. Hai, mă. Te-ai pus în cur, nebunului. Avem și noi checkpoint? Hai că nu-i rău. Da, nu-i rău, nu-i rău. Mă speriasem aproape. Ia și o grenadă din partea casei, așa. Meniul zilei. Meniul zilei din cutia milei. Și shotgun-elul. Da, schimbă. Ia altceva. Fel de halo. Ratatatata, mitraliera. Aici se schimba Cristiano Ronaldo. Vestiare. Ok, îmi dă bătăi mari de cap mouse-ul. Singurul lucru care mă deranjează, și că îmi tremură mâna. Ce ușă aici, mamă. Chiar că nu vin hoții peste tine. E binevenit. Opa. Bă, ce sunt astea, tracer? Nu prea mă prind. Aruncă ei cu ceva. Pușcă cu laser, habar n-am. Oh my god, cât de dubios. Nici nu mor. Deși pare cam lame, sincer. Ce încearcă ei să tragă. Semințele tot același gust are, boss. Nu știu cum să zic. Ah, ok, never mind. Stai așa un pic. Mai căutăm. Nu e nicio grabă. Epic. Și acum descoper și unde ducea tunelul. Și toată lumea e fericită. Ah, dar aici e degeaba camera. Părerea mea e că găseai ceva aici. Eram sigur. Air fuel grenade. Wow. Ce interesant. Tehnologie extraterestră. Reading is fun. Spuse aproape nimeni. Sunt de lumea aceea aia. Vermișor de lapte. Oh, ok. Merge măcar bine. S-ar putea să fie un dead end aici. M-am dus iolo. 50-50. Oh my god, oh my god, oh my god. Fugi. Levelul ăsta durează mai mult, ce-mi place. Probabil levelele sunt scurte pentru că nu vreau să bage atât de multă grafică pe o hartă și să te prea mult să se încarce. Parcă așa auzisem. Are sens. Are o leacă de sens, dacă mă întreb pe mine. Hai să mai schimbăm arma. Harta vreau să zic. Arma. Ok, obiectivul. Safe. S-a deschis și ușa. Top. A meu ești. Ho. Le-a ieșit furtunul. Mă, veniți la mine acasă să dați cu aspiratorul. Sunteți și voi utili la ceva, măcar. Nici nu e dubioasă camera asta. Nici nu. Ca în Outlast mă simt acum. Let's go! Aoleu. E măcar de ajuns? Nu e. Hold. Bro, n-am idee. Ce înseamnă asta? Există slow motion? De unde până unde? Stai un pic. R1? Ce e aia? Mâncați așa. Nu. Clar, nu. Slow motion. Încă o chestie. La care nu am idee. Controle noi. Deci ai și slow motion în joc. The more you know. Nu. Stai. Automatic fire? Ah, pentru sniper, mă. Pentru sniper, da. Deci... Se simte măcar slow motion? Poate o fi automat, nu știu, n-am idee. Ok, levelul ăsta a fost insane de lung. Pentru standardul jocului. Chiar mă mir. Hei, bun. Forțini. I'd been trying to radio hell since the cave-in. I knew how the Chimera had found Northern Command, and more importantly, I knew why. They were after what the convoy had been carrying in Manchester. It had been carefully sealed in a specimen tank in our research lab. We thought it would be unable to call the Chimera from within the tank. We were badly mistaken. There was no way to warn Hale of the danger he was in. If he opened that tank, the result could be disastrous. What was inside would either kill him or control him. Mamă. Ok, sună bine, dar asta vom face noi data viitoare. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper v-a plăcut, nu uitați like, share și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!